Salutare! Astăzi continuăm la Andodi discuția cărții lui Walter Block, Pledoarii incomode, și discutăm despre libertatea de exprimare în continuare. Dar înainte de toate, nu uitați că găsiți cartea asta pe site-ul Mises și lăsați-ne un comentariu despre ce vă place sau nu vă place. Puteți să ne dați un like că nu ne supărăm. Subscribe dacă n-ați făcut deja chestia asta. Găsiți în descriere jos locurile unde ne mai găsiți pe internet și unde ne facem veacul. Și cum puteți să susțineți proiectul nostru? Uite, pe chestia asta relativistă, mitățile astea, aș putea să fac alunecarea către următorul subcapitol, care e libertatea academică, care are așa o etichetă specială și pretenția aici este că există niște academii. Era libertatea academică sau erau reclamele? Nu contează. Libertatea academică, ok. Va, libertatea academică. Suntem liberi aici. Avem desfășurător, cum? Pe mind map aici, uitați. Alexandru chiar își manifesta libertatea academică. Da. Și-au luat libertatea. Da, da. Dar un... No. În varianta mea așa era. Mă rog, și ideea, pretenția era a profesorilor și cercetătorilor că ei pot să... zică, să predea ce vor, cum vor, pentru că este sub această umbrelă sacră a educației și căutării adevărului. Asta chiar mă gândeam la chestia asta. Asta nu prea e la noi, nu? Adică cred că a venit, da. Există și la noi conceptul ăsta de libertate academică, da? Că poate la nivel de facultate, dar la nivel de... Păi unde vrei să... Păi nu, la nivel de facultate oricum e... Că e in... Mă gândeam și la 5-8. Nu, e introdus în, în interior, e venit pe filieră universitară. Ok, deci în, la 5-8 nu trebuie să... Nu ești universitar, acolo execuți ce ți se spune de la inspectorat. Da, cred că și acolo ai putea să... Da, cred că e chestie de putere, nu, ca să înțelegem jocurile de putere, să nu știu. Da, da. Cred că sunt mai puternici universitari, știi? Da, mai puternici. Mici. Nu, mi se pare că acolo, în cadrul universității, tu te ocupi de cercetare și căutarea adevărului, pe când la 5-8 tu trebuie să predai deja adevărul stabilit. Poate fi și asta, da. Deja. Poate fi și asta. Deci nu trebuie să te abați de la curicula... Și chiar și acolo poți avea un profesor care nu știu, are alte metode, are alte... Dacă are altă metodă, trebuie să dispară respectivul, pentru că el trebuie să bifeze niște chestii. Programa. Programa atât ajungă... la anumit punct al materiei. Ideea aici este că ai de multe ori angajatori care sunt în baza acestei pretenții la libertate academică. Ai angajatori care trebuie să accepte ceva ce nu ar accepta. Sau clienți. Conflictul, de fapt, da. Sau clienți. Exact, deci, sau clienții. Ai studenți care clienți. Vor să afle, să zicem, istoria filozofiei de la Platon până la Heidegger. Și tu, căutând adevărul ca profesor, te oprești la Protagora și zici că, domne, stați așa că nu pot să trec tot anul ăsta și cam toată decada asta până când nu rezolv cu... Sau nu-i face pe aia. Nu-i face pe aia. Ce e Protagora? Păi nu, că eu sunt
pentru mine mai sunt postmodern, de exemplu. Da. Nu știu, un blogger de ăsta care face rețete, da, mi se pare că e mai profund filozofic decât... Yes. Atunci nici cei care au primit bani, deci patronii sau să zicem investitorii în acea universitate care primesc banii de la studenți, nu justifică, domne, ce am vândut de fapt clienților, da? Nu, da, ideea... Nici clienții nu primesc studenții respectivi. Ideea că ai voie să te abați, Bloch explică foarte plastic, foarte bine. Ai voie să te abați de la înțelegere, știi? Uh-huh. Dacă tu ești instalator, el are o țeavă, aia, nu știu unde, libertatea academică a instalatorului însemna, nu știu, păi stai puțin că îți repar altceva, nu îți repar țeava aia. Sau libertatea taximetristului, ăla zice, du-mă în Berceni, păi stai că eu nu te duc în Berceni, eu te duc în Chiajna. Libertatea taximetristului, de... Așa se vede că e stupidă libertatea asta academică. Faci tu, de fapt. E o agresiune, în fond. E o agresiune. Se încalcă sanctitatea contractului. Dar e posibil să fie prevăzută treaba asta în contract. Să zicem, domnilor, avem niște profesori care sunt foarte dornici de aflarea adevărului. Nu știm exact ce vor preda. Dacă vreți să vă înscrieți la cursurile lui, aveți toată libertatea, da, costă atâta. Nu e asta esența libertății academice. Esența libertății academice e că ți se rupe de ce zice angajatorul sau de ce zic clienții. Da, asta era. Domnule, aia predau. Asta e esența libertății academice. Păi de ce predai? Că pe mine nu mă interesează chestia. Păi sunt liber. Academic. Da, în mod, da. Da. Bine, hai să desfacem și pe partea aia, că totuși de unde s-a născut conceptul ăsta de libertate academică? Vine de la universitățile din trecut, da? Din istorie, și e ideea și conceptul că dacă eu mă asociez la tine la universitate, atunci am libertate totală să fac, adică... În discuția inițială, tu care mă primești la tine la universitate, îți iei mâna de pe... Și tu mă angajezi pe mine cu toate metodele și metodologiile și tot ce fac eu ca să conduc cercetare cu programe și alte chestii. Ok, chestia asta funcționa în Evul Mediu, pe timpul Renașterii, poate... Problema pe care o avem acum este că, adică vreau să spun, atunci când aveai una, două, cinci universități cu toatele sau 20 în toată Europa. Acum, când ai 20, dacă te duci de aici până la Teleorman, nu mai îngălați. Nu prea mai ține, adică universitatea în sine s-a transformat dintr-o fundație de propășirea cunoașterii, de avansarea cunoașterii, da, care era practic finanțată de niște donatori și atât, da, s-a transformat într-o fabrică de diplome. E, pentru scopul său de fabrică de diplome și de a ieși pe profit, în general, nu mai poți să mai ai... discuții de genul ăsta pe, ca drept implicit al profesorului. Asta vreau să zic, ca drept implicit. Nu mi se pare că se mai justifică. Nu, cred că e o chestie anticapitalistă, știi? Nu mai marketizați educația, nu, să fie o chestie de vânzare și cumpărare, că nu stai în hipermarket. Deci facem cercetare, facem cercetări ce vreau eu, știi? Nu... Mă pui pe mine să... Da, da, vezi tu, asta cu cercetești ce vreau eu era perfect justificată în condițiile în care universitatea în sine era ținută în spate de averea familiei de medici sau ceva de genul ăsta, da? Adică omul care plătea salariul tău chiar își dorea să cercetești ce vrei tu. Dar acum ori lucrezi... pentru o universitate de stat sau care are fonduri în principal trase de la stat și ia-ți bani furați, da? Ia-ți bani furați
Dar n-ați zice că aia prima era... Că... Și Gabi s-a referit la asta. Ce ai zice? Că nu e aia libertatea academică, că îți dau ție... Vali, ce-ți place? Păi nu știu, să studiezi albine. Ok, frate. Să studiezi albine. La mine, eu sunt mulțumit că ești dascăl aici. Nu știu ce. Adică nu cred că... Asta e pointul. Pointul mi se pare că e ăsta anticapitalist, că nu îmi pui mie, frate, ca dascăl. Eu decid ce fac. Deci nu în sensul ăla inocent în care, nu știu, un mecena sau patronul sau îți dădea libertate să... În loc aici și întoarceți înspre prezintă latura pozitivă a acestei libertăți academice și anume unde majoritatea universităților acum sunt de stat și tu dacă ai mai ales în materiile astea mai sensibile politice, filozofie, istorie vrei să susții anumite puncte de vedere care sunt opuse filozofiei de stat. De exemplu, pe vremea lui Ceaușescu, dacă o spuneai de bine despre burghezii de dinainte, de 4-5... La canal. Da? Te bucurai de, să zicem, dacă aveai această libertate academică, să spui cam ce vrei tu. Cam în sensul ăsta, cred că își doresc profesorii din universități să fie lăsați în pace de către conducere. Pentru a spune lucruri care nu convin puterii în momentul respectiv. Da, da, nu fix. Nu prea are sens. Fix asta dandoaselea vedem că se întâmplă. E așa fac. Iar ea trei libertarieni, bine, e subtil argumentul lui, că uite, măcar te mai protejează. M-am rătăcit un austriac pe la, nu știu, facultate și tot ochii cu libertatea academică. Dar nu e, că nu te iau, știi? Sau te poți sabota prin diverse... prin alte metode, știi? Deci nu trebuie neapărat. Mă rog, apărarea aici... Poți să aici... zic că cercetează ce vrei, dar nu la noi, știi? Da, afuera. Așa. Deci, pe cine apără bloc aici? Pe oamenii care... Deci pretenția este, avem trebuie să avem libertate academică și sunt unii care zic, nu, nu pe tărlaua mea. Și bloc astea apără proprietarul instituției locat, respective ca să dea servicii potrivite clienților, deci apără și clienții, care, da, acești proprietari sunt îndreptățiți să zică, nu aici, nu-ți iau libertatea, dar n-ai tu o libertate specială, nuanțată, academică. Aici mie îmi trebuie aceste servicii. Uite o organizare, să zic, care poate apăra și sanctitatea contractului și libertatea academică. Schopenhauer închiria sala de curs la universitate, era la câteva sări mai încolo de unde era Hegel. Și își făcea reclamă la cursul lui. Și își blestema zile și nu înțelegea de ce veneau așa de puțini studenți la el și la Hegel era plină sala, știi? Este un mod de a... Dom'le, ok, te aberezi pe ce câmpii vrei tu, da? Contractul este încheiat între tine și studenți. Cred că era mai influent politic Hegel. Că era mai mă rog, da, era mai popular. Discursul ăla era al lui Hegel, era tip teodicee în care totul e bine și statul e pentru ghiparea binelui și nu știu ce. Schopenhauer avea cu tristețe și cu nu știu ce, știi? Deci și psihic te căpia, nici nu făceai bani, știi? În timp ce la Hegel statul e cel mai... Sau poate își făcea reclamă mai bine. Da. Nu știu ce are, e ca și confruntarea asta între Keynes și Mises, domne. Este că acolo... Keynes, de ce a fost? Keynes a spus, a lăudat politicile keynesiene existente. Deci, dar vreau să zic doar că și proprietarul acelei universități, și profesorul cu libertatea lui academică, și studenții, toți primeau ceea ce doreau în această configurație de așezarea cursului. Deci ca să reluăm, să încheiem ideea asta cu libertatea academică, nu. Nu este un drept pe care îl primești atunci când te-ai făcut, ți-ai luat gradul de profesor. Da. Nu este un drept. Era odată o tradiție, da, în alte vremuri, pentru alți oameni,
și ea era menținută prin acordul tacit al proprietarilor, al lor care dădeau banii. Da? La acest dezacord vădit ar trebui să ne întoarcem astăzi, atunci când vine vorba despre situații de genul ăsta. Și mai ales, de ce? Pentru că mai ales dacă menținem ideea de libertate academică, uite, Harvardul ar fi putut fi discreditat cu mult mai mult timp în urmă. Da? Apropo, ăștia care alergați useriștii, da, știți că șefa de la Harvard, da, administrarea prima, Claudine Gay, președintă neagră din istoria Harvardului, da, și a fost dat afară pentru că a plagiat, da? Nu știu, mă gândeam, poate vă interesează. Dar ar fi fost, da, știu, a executat-o Trump de la Elden, da. Dar ideea e că profesori de genul ăsta bun, poate că au supraviețuit mult mai mult în niște viespare infecte, tocmai pentru că au avut chestia asta de libertate academică și au dat credibilitate unor instituții care nu mai meritau să aibă de mult. Era mișto să folosească și la plagiat, dacă îi zici, păi uite că ai plagiat libertatea academică. Yes. Yes, exact, good point. Și zicea Alex ceva mai devreme de reclama pe care și-o făcea Schopenhauer, scuze. Mm-hmm. Da, ba da. Am zis bine, mm-hmm, despre el, vorba, da? Că ar fi fost mai slabă. Și unul dintre punctele pe care le avem de discutat la capitolul ăsta este reclamele. Da, reclamele au fost mereu privite cu ochii răi, pentru că scumpesc produsul, induc false speranțe consumatorilor, cum că ar obține pe lângă produs și gagica de pe ecran. Alături de produs. Chiar sunt oameni care cred asta. Nu, dar e subliminal. Nu e voie cu... E o mici, e păcăleală, da, înșelătorie. Însă, și se pare că stânga este cea care se opune acestor practici capitaliste consumeriste de la începuturile ei. E prostească, e prostească, e insultă inteligentă. Da, sau așa, da. E scumpă. Uite, dacă costă un minut de... Da, da, la nu știu cine, la Antena 3 sau costă... Și Walter Block prezintă aici faptul că e imposibil să informezi publicul cu la referire la produsul tău fără să-i faci cât de cât și... Reclamă. Reclamă, da. Se cheamă motivational discourse sau ceva. Deci, chiar dacă îți gen doar îl scrii, să zicem, că nu vorbești despre produsul tău cu intonația, să zicem, comparați covorul meu de 3 metri pe 4 metri, zicem, să pe 4 metri, ca să vadă că e mare. Da, zicem că doar scrii. Dar ce font alegi pentru a scrie anunțul tău, zicem, într-un ziar, doar atât vrei să faci. Mic anunț, nu reclamă, anunț, că vinți covoare. Dacă alege Times New Roman, să zicem, cel mai obișnuit font posibil. Dar de ce ai ales Times New Roman? Totuși, vrei să scoți în evidență, probabil, Times New Roman, dar... Da, adevărul e că dacă dusă la absurd, ai putea să... Deci ne-ai ales litere mai mici, cei cu fontul de 14 pixel. Trebuie să-l pui de 7 pixel, de 6 pixel, nu știu. Ai putea să dai doar anunțuri scrise, fără caps, cu același font toată lumea, deci comunism de la... Sirea în comunism, exact. Frumos, exact. Și da, nu, nu e de ajuns. Tocmai că asta e, că nu e de ajuns, că asta spune și Gabi. Și nu poți separa informarea de motivare a consumatorului. De ce? Pentru că o parte de motivare în sine are o mare parte din ea care este subiectivă.
să petrece în interiorul minții pe care nu ești tu proprietar. Da? Adică a clientului. Telespectatorul deci, e motivat chiar dacă tu ești sec și... Da. Da. Exact. Faptul că... Ce cuvinte alege? Adică... Da. Mi se pare că zice el o chestie pe aici. Dar de ce? El e atras de produs, nu? Chiar dacă nu vii cu floricele, exact. El e atras de produsul ăla și e motivat. Deci singura reclamă absolut... inodor. Da, e inodor insipid și incoloră ar fi... Deci eu ce... Să zicem că eu vând pâine. Deci toată lumea ar avea același spațiu de reclamă, același font, același totul, culori, nicio diferență. Reclama ta ar fi pâine. Adresa. Asta e adresa, avangardistă. O să alegi deja, poate e mai într-un loc mai drăguț. Nu, asta e avangardistă, știi? Nu e. La, știi că ăștia după ce... Era mai bun exemplu la comunismul, când își citea... După ce ăștia ai făcut scandal, domne, nu mă gagici în reclame, nu știu ce, care să-ți vândă tot felul de produse, au zis, bine, domne, nu mai punem gagici, luăm omul obișnuit de pe stradă. Și au văzut că și chestia asta e și mai motivantă pentru, domne, uite, un om simplu, da? Ce părere aveți despre pâinea din... De pe stradă, nu știu care. Vedeți că alea comuniste putea fi... O cartă bună, alea comuniste putea fi publicitate înșelătoare, știi? Nu era pâine, știi? Și dacă tu cine... Tot comunismul aia a fost o publicitate. Semnul de pădoare. Corect. Da. E, aici vine pentru că sunt mai multe, cum îi spune, mai mulți pași, mai mulți oameni de paie pe care trebuie să îi dăm jos și bine, când spun oameni de paie nu cred că folosesc cuvântul corect, că sunt mai multe marote ale leftiștilor care trebuiesc duse la culcare și una dintre ele e asta, că domne, că reclamele cumva păcălesc oamenii că se bagă în subconștientul lor și atunci ar trebui să nu mai fie, să nu mai aibă voie să își facă reclame, să fie un birou de stat, o comisie care să prezinte, să zică, uite, astea sunt produsele, astea sunt prețurile, le găsiți la magazinele cu tare, cu tare, cu tare. Și... A treia mai puțin. Da. Și... asta e ce spuneam până acum, că e imposibil. Și îmi place foarte mult concluzia pe care o dă blog, zice că... Evident că nu se poate separa ambalajul de ceea ce conține el. Nu e posibil să fie prezentată informație pură. De ce? Pentru că cuvintele în sine au o anumită încărcătură emoțională pentru fiecare dintre noi, care e puțin diferită. Dacă eu zic pâine 5 lei, un flămând o zică pâine! Da? L-am motivat de l-am spart. Dar de motivare e motivare. Pentru că mai discutăm și de... Atenție! Discutăm și de felul în care... Cum să spun? Produsele în sine concurează unul cu altul, da? Ăla care e flământ poate este și sărac, da? Și avem pâine, de-astea săpun, bigudiuri, bețigași pentru urechi și nu știu ce, da? Ordinea în care i le-am pus în față, da, s-ar putea să-l influențeze pe om faptul că eu, ca entitate de stat, care prezint non-discriminatoriu tot, ce să vezi? Nu poți să le vărs pe toate dintr-o dată într-un stream continuu, ci trebuie să le ordonez într-o listă, da? Și dacă am pus în listă 1, 2, 3, 4 și sunt 500 de produse, păi ce să vezi, produsele care sunt primele 100 din listă, alea o să fie mai des cumpărate. De ce? Pentru că oamenii se plictisesc. Dar oamenii se plictisesc repede. Bine, în comunism, da? N-ai produse, așa că n-ai dilema asta. Da. Și asta închide el aici, zicând că nu e posibil să fie informație prezentată, informație pură, și să crezi că e posibil prezentarea informației fără motivare,
E o nebunie de cel mai înalt grad. Asta nu înseamnă că o să scăpăm de ea mâine. Doar să știți că ăștia sunt nebuni. Pe bune nebuni. Plus că produsul cu reclamă este mai avantajos pentru client, pentru că dacă vrei să-ți cumperi o mașină de spălat și nu găsești, trebuie să te duci tu, să faci un efort, să duci la toate magazinele, să vezi care e mai bună, mai ieftină, mai neagră, mai mare, mai... Te informează reclamă. Pe când, dacă ai văzut o reclamă, m-a scutit deja de... Da, domne, asta exact asta vreau. Mă duc unde îmi zic ăștia în reclamă că au s-au dau telefon la numărul de pe ecran și vine acasă mașina de spălat și am scăpat. Prefer să dau 50 de lei mai mult, dar nu alerg prin tot orașul după mașina de spălat. Tot din seria apărăm indivizii, cetățenii, consumatorii, sunt lovite de foarte multe reglementări. N-ai voie să faci reclamă la cutare, n-ai voie să zici nu știu ce, n-ai voie să zici de ălălalt, tot felul de reglementări între care trebuie să intri, nu, practic n-ai o piață. Uite la țigări, liberă. La țigări, da. Bloc aduce argumentul ăsta, nu legat de țigări. Da. Argumentul la reclamă era că îi ajută pe ăștia mici să facă cunoscuți. Câte țigări noi ai mai văzut pe... Uh-huh. Sunt aceleași țigări ca în anii 50, Lucky Strike, Marlboro. Deci nu mai există. No. Ca firme. Nu mai, sunt mai multe branduri, dar firmele sunt aceleași. Firmele, două firme. Da, totale sunt. În rest nu există altă firmă care să producă. Da, da, aici nu e același lucru. E vorba de procesul de consolidare pe care l-au făcut ăștia mari din industria tutunului și sunt reglementările care îi împiedică pe ea mici să intre pe piață, mai ales reglementări pe partea de agricultură. Nu, da, nu reclamele. Asta. Gândește că, gândește că interzicerea aia? Reclamelor la tutun s-a făcut... Acum 30 de ani. Nu. Ba da. De mult, e așa de mult. Acum 30 de ani s-a făcut. Aproape, nu. Hai, nu deci 30, tu vedeai 20. Reclamă la ASO, s-ai văzut-o până în 94. N-ai mai văzut-o după, știi? Contează, cum să nu conteze? Cum ne facem reclamă? Stai un pic să mă gândesc. Nu mi-am dat seama că au trecut 30 de ani. Nu ne-ai ce zici tu, că da, aia Marlboro are 100 de ani. Sau... Deci nu, e evident că e o... Ați spus că Marlboro iubește faptul că nu se mai fac reclame la țigări, la ora actuală. Nu mai intră ea noi. Nu știu dacă iubește că sunt... Bar, da, ar fi asta, știi? Că nu, că nu știu dacă iubește că sunt oarecum în declin. Plus că, na, nu, ei doare în fund că poți face reclame la produsele care nu sunt de tutun, adică ăștia mari... Vaping-ul ăsta, vaping. Da, mari da. Tutunari nu au găsit, altă concurență de alt segment, da. Ieșirea un alt produs. Ca dovadă, când interziști ceva, repede îți dă piața ceva în loc. Dar ai dreptate, da, nu, în... Că asta, la mine asta era problema. În West-ul, țigările alea înțești și ei au decenii. Deci nu e apărut acum două luni și... Nu. Nu în spațiu UE, așa e, reclamele sunt oarecum introduse, oarecum interzise încă din 89. Deci s-au făcut 30 de ani. În America, cazul loc pe vremea aia, erau interzise, de exemplu, reclamele zborurilor cu avionul. Menționez prețul sau nu știu ce. Trebuia să menționezi când vă veți urca la bordul avionului noastre, veți primi și o ciocolată. La Prima nu am mai lovit de dacă mă mai ațin. Tot felul de chestii adiacente pentru a face diferențierea. Limitate și ca să faci diferențierea produsului, faci tot felul de prostii. Știi? Da, pe asta pentru că n-aveai voie. Prețurile erau reglementate la vremea respectivă. Practic, tu n-aveai voie să vorbești despre... Nu era că n-aveai voie să vorbești, deci s-ar putea să nici să n-ai voie să vorbești despre preț la vremea respectivă, dar ele fiind reglementate, oricum erau la fel între... Nu, eu cred că nu că ce-i diferență, știi, că erau la fel între airline-uri. Mai apărut țigări, știi? Gândește cât de scumpe sunt, deci avea un incentiv să intri, știi? Nu, cum? Unde se face reclamă? Bine, și piața în sine e în scădere, piața fumătorilor. Dar mai avem o categorie specială de reclamă. În scădere și din cauza prețurilor. Deci acum 8 ani era 10 lei pachetul de lemne, acum e 20 ceva.
Sau unele sunt 30, știi? Și asta din etatism. Accize, s-a triplat. Accize, inflație. S-a triplat prețul. Deci în 2012 era. Da, și apoi, na. S-a triplat prețul. Deci nu e scădere că lumea s-a gândit. A, stai că nu mai fumez. Nu e. Nu e doar. Reclama. Mulți au scăzut și pe. Reclama statului. Deci am văzut și la noi în România reclamă la sectoare din capitală. Nu știu. Se mute lumea acolo în sectorul zid, nu știu de ce. Da, da, reclamă la sectoare, da. În America, aici, pe vremea lui Walter Block, era reclamă la să se înroleze lumea, deci când era draftul. Păi, asta, reclame de genul ăsta le vezi și până autobuz la noi. Adică dar la ce sector e? Așa nu, nu mai știu. Nu mai țin exact. 3, 5, ori, da. Unul din ăsta, nu, e ori 4, ori 3, ceva de genul ăsta. Nu era aia cu, la patru era cu trăiesc, iubesc? Ah. Dar asta spuneam că acum noi având armată profesionistă, vezi reclame dacă ai merge cu autobuzul. De fapt, mergi cu autobuzul din când în când. Mi-a, ai da. Vedea reclame din, sunt puse videouri din astea, ai așa. De mine, vino la noi, te facem bărbat, chestii de... A, da? Da, 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 da. Mă rog, nu atât decizii, dar... La armată? La armată, da. Vezi, reclame la armată. Au concurență armata română cu... Vor să se diferențeze într-un fel față de... Poate să ducă românii în altă grupuri armată. De vor să se, vor să se diferențieze de alte joburi pe care poate da, putea să le alegi. Da? Da. E concurență pe oamenii care vin. Nu, eu cred că sunt cum erau reclamele la Taromă în 2004, știi, când acuza Mona Musk. Cred că așa sunt. Deci dacă tu ai un unic provider și... Mă rog. Da, erau niște nu e reclamă, pe atenție că și reclama pe care o spune Gabi era în același sens. Era reclamă la recrutare, la vino să te înrolezi la noi. Nu e reclamă de genul ia-ți armată de la statul român. E reclamă de genul vino să faci armata, îți dăm un job, îți dăm carieră, îți dăm, e pentru angajare. E pe sistemul pui în... Da, tu n-ai competiție, tu zici că ai cu alte sectoare. Alte sectoare. Păi asta zic, da, pui în geam e... avem nu te mai duce să fii vânzător în... Da. Da. Vino la noi sau ceva. Fă ceva cu viața ta, da. Pierde-o. Nu, eu zic că spargă ăștia banii pe niște firme de publicitate. Da. Le-a dat un dasa și... Mă rog, o supărare foarte mare pe care poți să ai cu reclamele este când chiar... zic în text că fac X nu fac. Și produsul nu face X. Da. Și exact. Eu am fost supărat multă vreme pe chestia asta. Cum poți să spună minciuni? N-ar trebui să poți să-i ataci cumva, să dovedească lucrurile alea, să... Da. Îi bloc, e de acord cu tine, că spune că e fraudă. Este, din punctul ăsta de vedere, e fraudă. Dar frauda în sine... Și Bloc o spune aici, frauda în sine nu e parte din reclamă. E faptul că ea se petrece după ce ți ia banii. Da? El nu zice asta. Ba nu, zice. Zice și chestia asta. Zice, e un furt implicit al banilor pe care i-ai dat pe produs. Trebuie să-i fi dat. Trebuie să dai banul. Nu, cred că asta e observația ta inspirată de ce am mai discutat noi pe teoria transfer la Rosbord. E adevărat că am ajuns. Pentru că strict libertarian, dacă n-ai luat banii, nu e. E adevărat că am ajuns la ea. Dar aici nu ne referim, e ca și la, așa, ca și în cazul, așa în cazul prostituției. Nu ne referim la infracțiunile care sunt asociate de obicei în acest legi. Fiind doar de chestia... corect, dar ceea ce înseamnă prostituție sau reclamă, știi? Nu că încearcă unii prin reclamă să-și vândă cuie și vorbesc despre ovoare, știi, sau altceva. Nu, da. Nu prea, da, nu e întâlnit. Deci, poziția mea... Sunt niște fraude, dar infracțiune legată în domeniul reclame, dar nu e vorba despre partea negativă a reclamei per se. Uite, reclama frauduloasă este echivalentă din punct de vedere logic cu furtul, dar nu trebuie confundată cu reclama per se. Dacă vânzătorul face reclamă la grâu și vinde pietre, el fură în realitate prețul în bani al grâului. Ca ce să fure să prețul în bani al ce grâului, trebuie să producă. Ok, Bloc, Imbarea. Dacă nu cumpără nimeni, ăla e o agresiune, deci nu, doar unul nu e. Nu e.
Nu sunt sigur că răspunsul e nu. A lui Bloc nu. Da, asta... Răspunsul nostru e mai degrabă informat de discuția la teoria contrarului ca transfer. Da, știi? Da, da, da. Poate să abereze ăla la televizor oricât. Cât n-a pus mâna pe bani, e un om liber. Da, asta era poziția mea greșită, în care ziceam, mă, ar trebui să poți să ataci minciuna direct. Și, na, mi-a explicat Valentin odată, păi, nu ți-a folosit proprietatea fără acordul tău, deci nu ai nicio agresiune. Doar că nu-ți place că ăla e un mincinos, e, ce să spun. Ideea e că Bloc nu face distinția asta. Mă rog, e o subtilitate. Și ca să se maște puritarismul socialiștilor care urăsc valoarea manipulatorie a reclamei, dom'le, reclama e peste tot, toată lumea o face de dimineața până seara. Da? De la hainele pe care le... Da, când te îmbraci dimineața și ești pe ușa afară, până la CV-ul pe care îl prezinți angajatorului, sau când te duci, să zicem, să, la dating sau la întâlniri, totul e o reclamă, de fapt. Toată lumea încearcă să vândă ceva. Marketing everywhere. Plus efectele socialiste, el. Da, da. Pervers. Uite, mă gândeam la... Dacă tu spui de niște bomboane că fac haie, fraudă, că te fac să zbor sau... E nu, fraudă? E în floritură. Dacă spui că Red Bull îți dă aripi, este partea altă. Da. Dacă zici că ceva îți dă aripi, de exemplu, e acoperită, da? Nu? E acoperită de metaforă. Înțelege că îți dă energie, că nu. Da, e acoperită, zici că e. Adică acoperită. Tu n-ai zice au lopeste că nu mi-au crescut aripi, știi? Da. Nu, dar dacă spui de exemplu că te vindecă de nu știu ce boală, poate fi. Și da. E doar apă de ploaie, atunci da. Poate fi. Ai loc de fraudă. Sau dacă îți spune, nu știu, că îți faci pe să-ți crească părul înapoi, îți redă virilitatea din sau adolescență. Zice, sau zice că te ferește de un virus, de exemplu. O injecție. N-a spus că te ferește de un virus. Inițial a spus. Nu, a fost subînțeles. I-au spus întotdeauna, doar că îți... reduce simptomele pentru o anumită tulpină. Da, da. Păcăleala aici este, vezi cum contează definițiile. Păcăleala a fost că au zis vaccin. Da. Da. Și zice Bloc și de politicien sau mi s-a părut mie? Zice și de politicien. Aici și pe asta? Da, da, la advertising, da. Sau legat... trebuie sancționat dacă el ți-a promis autostradă și nu ți-a dat-o? Nu? Da. Nu e publicitate? Fraudă. Și nu e, cred că, vorba de metafore cu... Păi dacă l-a folosit un discurs în viitor. Știi care e faza? Nu e un contract. A, da, exact, nu e un contract. Auzi, imunitatea... Reclama cu... Sau când chiar vinde ceva cineva, să zicem, domnule, păi eu îți vând bomboane și îți dau... Ți-a luat banii. Dar politicianul ți-ar lua banii. Bine, politicianul îți fură banii. Auzi, dar asta e... Imunitatea politicianului seamănă mai mult cu libertatea academică. Domne, eu am zis. Da. Eu am zis libertatea să nu zic. Nu, zic pe discursul standard, poți asemenea. În ce sens? Discursul standard constituționalist în care primim da. Autostrăzi, dăm taxe și primim, iar ar trebui să... Creze. Da, cu... Înțelegi? Nu, îți livrează, nu. Că pe, nu, că nu semnează, nu, nu semnează nu, pentru că pe discursul constituționalist în promis. Care dăm banii de taxe, dar în care taxarea e voluntară, Doamne ferește ce ineții spun, da? Asta e ce susțin ei, ok? Pe discursul ăla, ei doar se obligă să-ți facă execuție bugetară. Doar ce e prins în buget. Deci tu taxele le dai pentru buget, nu pentru ce a promis el în campanie. E cum, e? Ba da, nu, păi, discursul bugetul e votat de reprezentanții tăi. Discursul constituționalist spune că ăia din Parlament îți reprezintă voința. Eu îți dau bani, tu trebuie să-mi dai chestii. Da. Ăsta e schimbul. Am transferat bani, obligația ta e să-mi dai chestii. Văd că nu-mi dai chestiile alea sunt ceea ce... Păi da, îți dă chestii. Ce îți dă? Ce s-a făcut la buget, îți dă execuția buget, îți dă servicii sociale, îți dă... Nu o să-ți dea ce vrei tu, dar nu contează asta că reprezentanții tăi au votat bugetul. Frate, mie discursul din campanie, știi, că acolo... Păi aia, ăla nu obligă. Nici ăla în sistemul ăsta nu se generează obligație nici pe discursul din campanie. De din ce? Păcate. De ce?
Păi nu, că dacă așa aplicăm... Merge acum. Dacă aplicăm... Nu, eu vreau să... Da, da. A promis, trebuie să... Că și pentru la publicitatea că... înșelătoare, știi? Mi-ai promis auto... Dă autostradă. Păi îți dă 3 metri. 3 metri. Nu ne-ai promis 3 metri. Ai promis 20.000 sau... N-am zis 20.000, am zis autostrăzi. Uite declarația. Din... sau îți dă, dar te taxează de te îndoaie. Nu îți dă. Nu îți dă nici cu banii, deci asta e problema. Mi-a dus aminte de ăștia cu... interzisul reclamelor la diverse chestii, știi? Da, asta vreau să vorbim, că din bloc nu prea dăm în el. Sunt o grămadă de noroc. Nu. Da, și astea, gambling, țigări și așa mai departe. Dom'le, n-am văzut, se miră bloc, pe asociațiile astea, ONG-urile astea care se ocupă de libertatea de exprimare. Cum de... Nu urlați toată ziua că unii care vor să facă, spună ceva despre țigă sau despre gambling sau despre altceva, sunt cenzurați, n-au voie să se exprime. Nimeni. Păi cum, dacă e lege, cu plăcere. Asta e bună. Și ce, se adește? Da. American Civil Liberties. Ah. Union. Pe ei sunt inițiatorii legii de interzicere. Deci astea au venit pe filiera leftistă. Și cu țigările, și cu șantajistul, și orice, știi. Ideea e așa, că din păcate nu o să găsești pe nimeni, poate în afară de libertarieni, care să facă argumentul ăsta și nu e unul care să câștige politic. Adică mai este și problema că dacă te duci la Curtea Constituțională din Statele Unite, poate să-ți creezi un precedent în care să spună că nu că e ok să se interzică. Da, în Statele Unite sunt interzise reclamele de vreun fel? Asta e și partea a doua. Că eu nu țin minte. Sunt interzise niște categorii de activități. Atigării, deci, da. Și că n-au cazinouri decât în niște state. La aveam la Walter Block, erau interzise. Reclamele la... Tigării. Da, sunt. Gândește-te, Vali, tu era liberală, da, relativ la comunism. Da, bine, știu asta. Nu, dar mă gândesc în felul următor, că dacă tu, deci, cine ar putea să ridice contestația asta, da? Leftiștii, în niciun caz ei sunt fericiți că se interzice ceva, da? Conservatorii, sunt fericiți că s-a interzis reclama la un viciu, da? Deci ăștia nu o să se ducă. Și atunci cine mai rămân? Mai rămân libertarienii, da? Problema e că atunci când te duci și la Curtea Constituțională, ai un risc. Aia nu e garantat. Da, așa scrie acolo că dreptul la liberă exprimare și nu știu ce, dar Curtea Constituțională poate să decidă invers. Nu e neapărat. Nu o să-ți decidă neapărat după litera și legea Constituției, că altfel după litera Constituției, că altfel toate deciziile s-ar lua cu 9-0. Da, îți dai seama că o să faci o chestie... Acolo scrie exact, o singură chestie. Și dacă tu te duci să contești subiectul ăsta, care oricum nu-ți dă capital politic ca libertarian, te duci să contești că subiectul ăsta, te trezești că Curtea Constituțională îți legislează încă o chestie care poate fi interzisă de guvern. Da, bine deschizi, că mi-ai adus aminte. Și deschizi cu dia Pandorei. Stai că și jocurile, nu știu de care, violente și... Că ai avut drumcă. Noi avem în societate valoarea asta înscrisă tribal, cred că de mii de ani, în care trebuie să... Am mai zis-o, trebuie să fim uniți. De aia există genul ăsta de piață politică în care ce o să vrea o majoritate? Pentru că dacă n-ai avea genul ăsta de valoare în care trebuie să facem mulți același lucru, oamenii și-ar vedea de treabă cum deja foarte bine fac și-s mulțumiți în alte domenii. Nu trebuie să aleagă toată lumea ce fel de parteneri îți alegi, ce fel de pâine cumperi, etc., etc. Da? Deci aici, dintr-o dată, este așa un domeniu în care trebuie să facem toți împreună, pentru că viața e greu și atunci trebuie să punem toți umărul, că altfel nu se mișcă chestia. Dar dacă înțelegi economie, chestia se mișcă foarte bine din toate micile acțiuni în care cumperi pave sau cumperi
pâine albă sau poate vă. Da, așa. Nu, dar vreau să zic că m-a lovit ce a zis Vali, știi că nu-ți dă capital politic. Și nu e exact la ce ziceai, da. În contextul actual. Ideea dacă se sucește lumea. Da, lumea. Plus că judecătorii ăștia sunt niște jigodi, adică e clar că se uită la cum mișcă, dacă da. America devine trumpistă, vezi că o să decizii trumpiste. Da, exact. Nu că te ia și pe Constituție. Nu știi că era chestia aia. Dar sunt sensibil, asta da, vreau să zic. Gândește-te la aia care l-au blocat pe Roosevelt, l-au blocat o dată, de două, de trei, până la urmă a văzut că ăsta e mersul și... Era unul care vrea să planteze o văz și după aia o instanță judecătorească i-a zis nu, pentru că dacă guvernul federal spune că n-ai voie să plantezi o văz din cauza că guvernul federal trebuie să reglementeze comerțul între state și cum există o dezechilibru pe piața ovăzului între state, îți poate impune ție ce să faci pe terenul tău. Asta, deciziile strâmbe ale curții constituționale. Da. Deci așa te poate lua și cu reclamele la țigări. Orice. Interesul național. Da. Deci noi avem rușii în coastă și stăm să fumăm. Suntem drogați. Ia interzi-l tu de tot, lasă reclamele. Da. Ce mai îmi place mie aici e că aduce aminte la un moment dat de Ralph Nader și asociație lui, care au scos la iveală o grămadă de mite și corupție în instituții din astea guvernamentale care ar fi trebuit să fie pe post de watchdog, știi? Comisia pentru Reglementarea Comerțului Interstatal, de care vorbi Gabi Adineaur, Consiliul Aviației Civile, Comisia Federală pentru Comerț și Comisia Federală pentru Energie, în care era doar un fel de insider trading, aveți că sunt comisiile astea mai mult împânzite de lobbyiștii big business care au grijă să nu să iasă cu reglementări pentru care big business sunt pregătiți și să țină departe concurența de domeniile respective. Da, mi se pare foarte amuzant faptul că luăm pe Ralph Nader aici ca exemplu, care a scos atâtea instituții și a arătat, uite, instituția asta e coruptă, instituția asta e coruptă, instituția asta e coruptă. Cum l-au liniștit? I-au dat să conducă o instituție. Ia să vezi de ce merge așa. Ce să vezi? A fost și aia la fel de coruptă, dar l-au făcut stacă din gură. I-a dat contragarantarea? Nu, EPA. No. Mă rog. De-aia mi se pare că e o problemă grea. Pentru că mulți, în cultura noastră curentă, avem oameni care nu se preocupă de mecanismele de funcționare a unei chestii. Nu? De-aia discutăm noi amănunțele. Nu se preocupă de lucrurile astea, dar își dau cu părerea despre o imagine generală, ca să zicem, de fapt ei mor de grijă altora, cum ar trebui să se comporte lumea, cât ar trebui să coste cu tare, ce ar trebui să ai voie, ce ar trebui să n-ai voie, ce ar fi trebuit să fie obligat, ce se permite, ce se interzice. Dacă oamenii și-ar vedea de treaba lor, păi știi, și aici lucrurile ar merge mult mai bine, zic eu. Pe de altă parte, oamenii zic că, păi cum, dacă eu mă uit doar în cutiuța mea, nu văd toate lucrurile alea care nu se văd, nu? Cum am vorbit la Hazlitt. Păi sigur, dar uită-te la ele, înțelege-le. Nu-ți da cu părerea despre, eu cred că ar trebui să nu fie cutare. Vreau să zic că dacă oamenii și-ar vedea, culmea, interesul lor ar fi mai liberi să își urmărească fericirea decât acum, când au tot felul de reglementări care zic ei că îi, nu știu, îi ajută, îi protejează, îi whatever. E, asta e și concluzia contraintuitivă pe care o spunea Bloc mai devreme când discutam de cazul ăla. De fapt, au menționat-o, mi se pare, Alex sau Costel au menționat-o. Dacă n-ar mai fi calomnia incriminată, da? Minciuna incriminată, decât în sensul fraudei, în care nu e minciuna partea care e incriminată, ci furtul implicit al proprietății, da? Atunci lumea în sine
ar fi mai mai sceptică, la, adică nu, n-ar mai trăi cu impresia că tot ce scrie să mănâncă, tot ce e pus acolo e adevărat. Și vin ăștia mai departe și zic, păi da, și ce ar trebui să facem? Adică pierdem, ăsta e un lucru care îi deranjează la culme pe unii oameni, îi pierdem certitudinea. Păi și ce acum o ai? E o certitudine falsă. Da? Cum îmi place mie să zic, ăia de la colectiv au intrat acolo cu o certitudine. Așa ai și tu niște certitudini. Până vină odată o arsură. O ars și o să te arzi. Da. Auzi, oamenii o să scape de lucrurile astea doar când o să își vadă interesul. Și de exemplu, interesul... Hai să o luăm altfel. Câtă încredere avem noi în principiile austriece de economie? Păi eu am încredere foarte mare. Și atunci, dacă vreți o imagine optimistă, cu cât oamenii ar fi mai liberi, cu atât o să fie mai multă bunăstare. Toată lumea o să o ducă mai bine. O să fim mai bogați. Deci știi că pare tot timpul că noi vorbim despre libertate, e o chestie abstractă așa. Nu știu, doamne, eu vreau mai mulți bani. Da, deci dacă susții libertarienii, o să ai mai mulți bani. O să fii mai bogat, o să o duci mai bine, o să ai lucrurile alea pe care astăzi nu le poți cumpăra ori din reglementare, ori din lipsă de venituri, pentru că sunt curate. Da, nu știu. Bine, e și aroganța asta a businessmanului, știi? Mă uitam azi pe o memă cu Milton Friedman, zicea că e amici ce mai... Aha. Ai capital. O știi, nu? Cred că sunt în mediul academic și oamenii de afaceri, știi? Da. Nu știu dacă e chiar așa. Nu e, e aproape. E, nu e, da. E cam așa e. Unii dintre oamenii de afaceri și atunci e 100% adevărat. Ideea e că oamenii de afaceri, chiar dacă nu sunt ostili explicit, să ajungă să niște stângiși de aia, n-ai ce să le mai faci, știi? Au și aroganța asta, știi că... Păi stai că eu am făcut bani. Păi și ce dacă ai făcut bani? Deci un bun antreprenor e cineva care a urmărit bine profitul, știi, a făcut niște alegeri bune, niște semnări alegeri, a motivat angajații, nu știu ce. Nu este un economist, cineva care știe legi ale lumii. Deci nu e un antreprenor, nu e un economist. Un economist nu e un antreprenor. Nici nu e ar fi greu. Care a fost probabil cel mai mare al tuturor timpurilor economist. Probabil că n-avea, sau cel puțin în viața lui, nu se vede că, nu știu, ți-a făcut nu știu ce mult. Deci nu, era profesor, dascăl, deci nu e... Deci nu se suprapun cele două skill-uri, știi că, uite, cheamă ZF-ul, hai să vorbim despre inflație, cu nu știu ce. Șeful, nu știu, la ce de asta, știi? Și spune niște prostii? Deci spune socialismele mainstream pe care le înveți în ASE sau le auzi peste tot. Păi poate de-aia îl cheam. Nu e, păi nu, că nici ei nu le știu, știi? Deci nici ei... Adică nu se suprapun cele două și e foarte... Un om de ăsta cu bani, știi, să aibă modestia și nu... Foarte. Bine. Foarte rar, știi? Apoi e și o decizie pragmatică. Nu poți să-i livrezi imediat, știi? Deci dacă noi... Eu mă duc la unul să cer o finanțare, păi și când trebuie? Ce este de ani? Ah, ok. Ia bani. Nu, sau de-aia un răspuns ăsta cunoscător în care zici, depinde. Depinde și ce faci tu. E un dans în mai mulți, nu... Bine, ideea e că nu poți să-i livrezi, știi, tu trei oameni să-i livrezi, că într-adevăr libertarii îi livrează, dar trebuie la o lume libertarie. Ariana, câți bani ai lăsat? 5 miliarde. Păi ăsta ai tăi, îți convine? Situația asta? Unii sunt atât de cretini și de ipocriți că nu, domne, că ne ducem dracu' și fără... Și atunci mănâncă căcat în loc să spună, spune frate că vrei să rămâi cu ei, știi? Că așa sunt toți oamenii, poate să ai niște demenți. Și să spună, da, prefer să-mi fie statul alea și inviar. Eu cred că nici Soros n-ar. Nu, prefer să țin eu, știi, deci nu... Păi, ai zis tu mai devreme, Alex, o chestie și, nu știu, nu ceva din felul în care ai spus lucrurile nu mi-a... căzut cu adevărat bine, ai zis așa că tu ai încredere în economia austriacă și mie nu mi se pare ok. E adevărat că e corect prezentată situația dacă te gândești din punct de vedere epistemologic, că nu știu ce, cum cunoaștem că e corect și așa mai departe. Dar eu aș spune că nu
Nu trebuie să ai încredere pentru că așa funcționează. Exact, și nu definesc ca și cum am încredere. Nu, aia sunt o sumă de propoziții descriptive despre cauză și efect și nu am de ce să am încredere în ele pentru că sunt unul la mână, sunt logice, sunt din punct de vedere logic sunt consistente, din punct de vedere empiric sunt super verificate, ca și cum ai spune, dom'le, eu am încredere că soarele o să răsară mâine, știi? E critica și atenție. E ca la interviu, muncesc prea mult, știi? Nici măcar, aș spune mai mult, aș zice că eu am încredere că dacă nu se întâmplă nimic, vreun fenomen din ăsta super astronomic, soarele va răsări mâine. Adică o să pui și un dacă acolo, da. Și în sensul ăsta e, de asta aș fi spus că nu e o chestie de încredere. It is what it is. No, ai dreptate. Când mă simt mai încrezător, în mine cred că 2 plus 2 fac 4, dar în rest mă îndoiesc. Good point. Nu, formularea poate, uite, vezi, e mai fericită spusă invers. Am încredere? Nu, n-are loc de încredere aici. Păi zic că dacă scapi de lucrurile nasoale, toate reglementările și toate furturile, o să fie mai bine. Dar din nou, nu e de pe încredere, e pe realitate obiectivă. Ai situație simplă, avansezi așa cum a avansat orice mișcare. Știi, ai nevoie de, deci ca să schimbi climatul cultural, ai nevoie de cărturari. Câteva mii de cărturari care să dea într-o direcție. Cărturarele și-a trebuie să trăiască și ei din ceva. Asta înseamnă că ai nevoie de niște oameni de afaceri care să-i finanțe. Okay. Ai chestiile astea două, ai... Dar trebuie să aibă libertate academică. Da. Și fără, eu zic că mergi și fără. Hai să vorbim și despre amețitul ăsta care strigă foc într-un teatru aglomerat. Da. Aici este vorba despre... Spre deosebire de ce am vorbit până acum, este o... îngrădire, o agresiune. A striga foc când ești într-o sală este o agresiune. Cum așa? Demonstrează. Atunci când strigi foc, lumea se îmbolzește, unii mor, își pierd viața, să zicem, în îmbolzeală, se iasă afară din teatru. Deci uite telefonul. Depinde și de film, dacă era o porcărie, poate că... Mulțumim! Era rușine să plecăm. Este atunci când cumperi un bilet în acel teatru, în acel cinematograf, se consideră implicit faptul că nu ai voie să strici foc. E ca la restaurant când ai un contract. O să spun o întrebare? Da, te rog. Și dacă arde? Cu excepția. Cu excepția în cazul în care arde, da. Dar nu e nicio excepție, e alt caz. Dacă okay, arde... Există așteptarea, dacă e foc, că e ok să strigi foc. Da. Deci ești obligat să strigi? Nu ești obligat. Însă, spre deosebire... Cui e apărarea? Ăluia care strigă foc? Da. Așa. Deci există... Pentru că mie nu mi se pare că e o agresiune. Da. Probabil nici nu bloc. Hai să zic mai departe. El zice, domne, există posibilitatea ca statul să vină să reglementeze lucrul ăsta printr-o lege, n-ai voie să strigi foc într-un cinematograf. Însă, ar fi mult mai bine să lași chestia asta la latitudinea proprietarilor de cinematografe să reglementeze, pentru că există și grupuri de sadomasochiști care vor să ducă într-o sală de cinematograf. Sadicii vor să strige foc pentru că îi mănâncă limba și vor neapărat să-i vadă pe aia îmbolzindu-se. Și masochiștii vor să sufere să fie călcați în picioare de alți sadici. Așa? Dar sadicul adevărat știi ce o să zică? Dacă el a zice calcă-mă în picioare, sadicul adevărat o zică... No. Da, era bancul. Yes, banc. Da. Dar... acele locuri și acele cinematografe vor fi semnalate în mod corespunzător, astfel încât lumea normală să știe ce se întâmplă acolo, știi? Ce se poate întâmpla, de fapt. Da, în rest, cam asta e cazul principal, modul în care el prezintă cazul respectiv. Am plătit un bilet. Da.
am intrat într-o relație contractuală cu patronul cinematografului, da, sau al teatrului, sau hai să luăm a cinematografului, că e mai ușor. Apropo de asta, imediat după Revoluție a fost, pentru că nu știu de ce a fost interzis înainte de Revoluție filmul la noi Mississippi Burning, imediat după Revoluție, a luat și niște Oscar-uri și nu știu ce, imediat după Revoluție l-au adus în România la cinematograf și am fost cu tot familionul la, aici la cinemaul din cartier, care nu mai există, din păcate, și era plin. Deci cinematograful ăla avea, cred că nu glumesc, vreo 400 de locuri când era la favoritele. Da, da, da. Avea vreo 400 de locuri, era plin ochi. Deci filmul de Oscar curent din Statele Unite, adus în România post-revoluționară. Îți dai seama că a venit și Coana Mare, a venit și străbunică mea să vadă filmul ăla. Deci. Ce asta când era făcut? Cu Joe Wayne? Nu, era 90. Cu Gene Hackman. În 90, era în anul ăla a fost făcut. Cred că l-am văzut. Da, știu că la, nu e așa de special, dar na, era filmul de Oscar din Statele Unite, l-a văzut toată lumea. Așa. E, și mă gândeam acum, apropo de cinematograful ăla, cum ar fi fost să fi strigat cineva foc, nu de alta, dar pe ecran era mult foc. Adică... Era vina filmului aici. Dar reluând povestea, ziceam așa că între mine și patronul cinematografului eu are loc un contract, da? Da. De banii ăștia, eu mă aștept să văd filmul, dar este obligația patronului de cinematograf să îmi asigure acest serviciu. Dacă cineva strigă foc, da, nu mă agresează pe mine. Pe patron. Îl agresează pe patron. Or bloc, da, sugerează că... Mie mi s-a părut dubios. De ce? Pentru că îi strică patronului serviciu pe care îl oferă. Correct. Patronul după aia are o problemă cu mine pentru că... Dar tu nu ai cu el. Așa, dar eu nu am cu ăla, deci ăla nu-i agresează pe ăia care se ridică și fug pe acolo ca cercopitecii. Da? Asta e lucru care trebuie înțeles. Și atenție, îl agresează pe patron doar în cazul în care există, și după părerea mea spune chestia asta, trebuie să fie o clauză explicită, nu e deloc implicită. Există clauză explicită, domne, n-ai voie să strigi foc decât dacă e foc. Scrie frumos pe spatele biletului pe vremea aia. Când mai mergeam la cinematograf, îți dădeau și niște bilete, era atâta de mari ce să iroseau la copaci pe vremea aia. Și tot manifestul libertarian, nu? Nu, ăla ia un pic mai mult. Dar scrie frumos pe spatele biletului, așa cum scriu tot felul de alte porcării, să scrie, nu ave, mă oblig să nu strig foc. Ai dat și niște bani, ai dat și obligația și atunci într-adevăr ai avea loc de o agresiune, pentru că altfel vine un care nu înțelege universalism și zice, păi stai puțin, că mi-ai dat argumente la primul capitol, că domne, e gura mea, viața mea, pot să spun ce vreau, pot să fac ce vreau cu ea, da? La al doilea mi-ai zis că e gura mea, viața mea, pot să fac ce vreau cu ea. Și acum vii și îmi spui că, uite, aici nu mai pot să fac ce vreau cu ea. Da, și pe proprietatea altuia nu exact. Faci ce vrei cu gura ta. Și aș spune că ăsta e punctul, că, corect, proprietarul are voie să decidă regulile, da, jocului de pe proprietatea lui. Dar, iarăși, ăla e proprietarul cinematografului. Doar dacă există explicit, așa cum ai spus și tu, poate să existe, da, cinematografe care să zică, domnule, la noi se poate și cu strigatul focului, că vor ăștia să se calce în picioare. Da, e ok, da. Dar mai este, mi se pare că, cel puțin așa am înțeles eu, dar cu n-ar mai fugi, că ar ști că gândește la o sală de teatru. Acolo nu trebuie să deranjezi pur și simplu. Deci nici măcar, unii mai scriu, dar ar fi trebuit să se subînțeleagă faptul că n-ai voie să... Închideți telefoanele. Da, de exemplu. Deci nu că să strici foc. Bine, deci da, o rezolvi dinghi, n-ai. Asta e, să spunem pentru cine o fi nevoie, că strigătura de foc
este doar un simbol. Ideea este să nu încurci proprietarul în facerea serviciului în niciun fel. Nu, nu e tocmai asta, e că argumentul, adică să nu strigi argumentul, apă, să nu strigi argumentul în sine. Da, argumentul în sine la motivul pentru care țipatul de foc într-un așa este că e dat ca exemplu de în raționamentul curții constituționale constituie un call to action, o chemare la acțiune directă. Deci argumentul lor, tocmai de asta eu am vrut să-l separ foarte clar. Ei spun nu, că tu strigând foc îi forțezi pe ăilalți să se calce în picioare. Da. Și de asta vine onor guvernul și zice, sau ar putea să vină onor guvernul și să spună nu că e interzis. Dar ăsta era un argument, atenție, ăsta era un argument care, culmea, a rămas în analele, că vorbim de Curtea Constituțională mai devreme și de ce nu vin unii să ia și să interpreteze Constituția pe diferite cazuri. Păi, uite de ce. Veni unul în 1914 sau nu, în 1916, 1917, care veni unul și zice, păi, mie îmi place Germania, eu cred că Kaiserul face niște lucruri bune. Și a venit unul și a tras un pumn, că așa se rezolvau lucrurile pe vremea aia, da? Și ăla s-a dus la poliție și zice, bă, mi-a tras ăsta un pumn. A ajuns la tribunal. La tribunal, omul s-a apărat. Deci, domne, a spus o chestie atât de infamă, infectă, dar cum să spui că îți place hunul? Cum să spui așa ceva? Zic, m-am simțit, am pierdut controlul asupra mea, mi-a mișcat pumnul cu vorbele lui. Și s-au dus până sus la Curtea Constituțională și la vremea respectivă era un interes foarte puternic ca America să stea în război și să pună botul la propagandă, că atunci s-a născut propaganda, apropo. Astfel încât s-a zis, da, domne, ăsta a fost o chemare de acțiune și, într-adevăr, nu poți să spui lucruri care constituie o chemare la acțiune. Cum ar fi să zici ceva de bine de hun sau cum ar fi să strigi foc într-un atenție, este că era așa asta, într-un crowded theater, da? Că dacă ești doar tu și încă doi până crowded theater ăla, poți să strigi foc că na, sunt doar doi, au ieșit și nu s-a călcat nimeni în picioare. Da, și instigarea vine tot pe linia. Da, da, da. Sunt efecte care... Dacă zici, băieți, veniți pe 6 ianuarie și faceți o plimbare pe lângă Casa Albă? Cred că, da, cred că s-a folosit, nu? Se folosește în asta cu insurecția și cu asta? S-a folosit. Da, la Curtea Constituțională n-a ajuns, el la partea de instigare n-a ținut în justiție. Da, dacă te uiți la reporterii mass media și la guvernul, scuză-mă, la, cum îi spune, vectorii de informație din țara asta, hai de mine. Ce... A, ăștia gazetarii români? Da. A, deci zici că n-a trecut de tribunal, adică n-a fost instigat. De ce? N-a zis. Nu i-a instigat, n-a instigat la nimic, le-a zis cu subiect și pericat, ca să nu mai vorbim de fapt. A zis contrarul, nu faceți prostii. Ca să nu mai vorbim de faptul că a avut, pe măsură ce situația degenera, a avut ieșirea aia în care a zis, băi, mergeți aia, spotoliți-vă. Nu așa, și aia aștia au șters-o ăștia repede de pe Twitter, că nu dădea bine. La vremea respectivă, gazetarii... Twitter-ul nefiind... Da. Cumpărat de masă. Nu, gazetarii români e clar că nu prea treabă cu... Adică urmăresc doar sus să le vezi stânga, nu văd nimic în direcția cealaltă. Cam asta a fost cu libertatea de exprimare. Mai zice Alex ceva. Da, pentru mine, ca o concluzie, aș vrea să reiterez că firul roșu al apărărilor din cartea asta este că el demonstrează că multele... nu sunt agresiuni, nu sunt agresiuni fizice, poate să fie agresiunea asupra obișnuințelor, asupra credințelor, imaginații, sensibilității. Se enervează. Dar nu sunt agresiuni. Eu n-aș folosi cuvântul agresiune acolo. Iarăși, din același motiv. Să nu, domne, hai deranj. Să... Spune deranj. P-
Păi da, asta zic. Astea, tot ce apără el, nu sunt agresiuni. Da. Sunt, am zis, da, agresiuni. Sunt deranjuri, neplăceri, lucruri nefericite. Pentru că de-aia ai putea să zici, ca să nu fim complet postmoderniști, de-aia nu poți să iei apărarea altor indezirabili. Cum ar fi comunistul, globalistul urât, criminalul, hoțul, violatorul. Ăștia pot fi apărat, nu pot fi apărat. Hai să le luăm apărat. Păi nu poți, pentru că agresiune. Trebuie să clarifice fiecare. Comunist, în ce sens e comunist? Da. A colectivit, a socializat mijloace de producție? Atunci da, e un agresor. E comunist în sensul că are convingeri comuniste? Nu e un agresor. Are doar niște convingeri. Yes. Știu că te-am vorbit de reclamă, vreau să fac și o reclamă la Twitter Space. Dacă urmăriți contul nostru de Twitter, din când în când, săptămânal, de fapt, dar variază în funcție de zi și timp oră. Și disponibilități, dar da. O să primim și alinierea planetelor. Da. Ținem o discuție despre evenimentele curente. Dacă aici discutăm despre cărți, acolo vom discuta despre evenimente curente și din acele evenimente tragem concluzii sau aducem argumentări din cărțile pe care le discutăm aici. Da, adică să vedeți și cum, dacă vi se pare că ce facem aici e prea mult teorie și prea puțină practică, poftim, aveți și seminarul de practică dacă vreți să binevoiți în al audita. Da. Dar pentru asta trebuie să săpați frumos în descriere, să găsiți unde scrie acolo adresa Îndodi pe Twitter, e foarte greu de găsit, e Îndodi.ro, nu? Sau e doar Îndodi? Cred că e Îndodi. Uite, vezi ce bine o știm de o știm de o rupem, dar vedeți că sigur în descriere e scrisă corect. Acum încep să crească tuturor, asta e explicația. Când și-a dat mască caracterul și adică da, de înțeles că a trecut de partea aia. Fiți pe acolo atenți când mai anunțăm câte ceva. În Dodi. Anunțurile Dodi. Sunt pe Telegram și pe Twitter, nu? Pe Twitter, da. Da, există și un cont de Instagram, îl găsiți și pe la Pacolo până în descriere. Astea fiind spuse, o mulțumim pentru răbdare și atenție. Pentru Alex Chiriac, Costel Stăvărache, Gabi Munteanu, eu am fost Valentin Berceanu, noi am vorbit în Dodi. Țineți minte, statul te vrea sclav, e bine să te gândești și la libertate. No, ai plata.